Alice, bine că ai venit. Hai că trebuie să mă ajuți. Stai puțin. N-am timp. Auzi, mama, l-ai văzut pe Petru azi? Nu. Îl tot sun și nu-mi răspunde. O fi la circuit. Nu e, că am sunat și acolo. Atunci poate are o întâlnire de afaceri. Antonia ar fi știut. Alice, fii serioasă. Tu crezi că amețitele alea de la circuit au habar de toate treburile lui Petru? Ce ciudat. Ce? Și Lia lipsește de dimineață și nu s-a întors nici până acum. Păi o fi la Maria. Tia? Da, Emma. Ce-i cu fața asta? Putem să vorbim de la... Da, iubita. Cum să nu? Sigur. Chiar așa nu vorbim? Chiar așa nu pot să mă lași în pace? Dar nu pot să renunț la tine, ești soția mea. Petru, te rog frumos, nu te mai comporta de parcă aș fi proprietatea ta. Dar nu fac asta. Ba fix asta faci. De ce te-ai răscândit? Hm? Zi-mi și mie, de ce ai spus că nu ești de acord cu divorțul? Nu pot. Dar nu poți nici să mă obligi să rămân căsătorită cu tine. Nu pot, n-am putut nici să mint acolo. Nu-s de acord cu divorțul ăsta, punct. Fie că ești de acord, fie că nu ești de acord, eu tot vreau să divorțez. Petru, am și eu planurile mele, vreau să fac chestii, vreau să mă înscriu la facultate. Și nu te las eu. Nu te las eu. Cum? Nu, cum mi-am dat seama că trebuie să-mi scot buletinul. Cu tot ce s-a întâmplat, n-am realizat că trebuie să-mi schimb numele. Ah. Ah. Tu acum îți aduci aminte că pe certificatul de căsătorie am semnat că ți-au numele. Pe bune, Petru, ce o să ne facem când o să fiu nevoită să devin legal Lia Vornicu? Parcă sună mai bine decât Lia Călin. Pe bune. Poate e mai bine așa. Petru, nu te gândești deloc la mine. Da. Ba nu. Dacă o să afle mătușa Maria, o să fie foarte supărată. Nici nu mai zic de Marcel. Ei sunt singura familie care mi-a rămas. Nu vreau să-i pierd și pe ei. O să fie bine, da. Dar eu n-am înțeles treaba. Deci tu ai vrut divorțul doar din cauza unui amărât de buletin? Ce e, mă? Nimic. Nimic. Atunci pot să plec? Hai, spune, pufuleț, ce s-a întâmplat? Ce-i, pufuleț? Dacă nu vorbești, eu n-am cum să te ajut. Zim. Probleme la facultate? Nu. Doamne. Bun. Atunci. E complicat, e... Ce poate fi așa complicat? E vorba de un băiat. De un băiat. Of, Doamne. Sper că nu Sorin. Nu, altcineva. Ok. Deși nu văd care ar fi fost problema dacă era Sorin. Nu neapărat o problemă, dar... Draga mea, cred că poți mult mai bine decât Sorin. Ia, hai să revenim la subiect. La subiect, da, corect. Dar eu totuși cred că poți mult mai bine decât Sorin. Aș vrea să ții minte asta. Zi, tu crezi că eu sunt frumoasă? Doamne, cum poți să întrebi așa ceva? Normal că ești frumoasă, tu ești zâna mea. Cea mai frumoasă fetiță din lume. Fetiță. Fată, domnișoară. Sunt încă fetiță. Domnișoară. Încă în față de copil, nu? Puiule, o să ai toată viața față de copil și asta e foarte frumos. Tia. E o binecuvântare. Ce? Poate că de asta nu mă place, nu? Cine nu te place? Zi, că-l mănânc. Un tip, nu îl știi. Maria, Marcel? Sunteți acasă? Lia?
Nu ești nici tu. Ceva timp trăiesc o poveste de drag. De dragoste interzisă. În loc să-mi dea drumul, el mă ține captivă în dragostea asta. Deși ar fi mai bine pentru toată lumea să nu exist. Că să nu-i fac rău familiei lui. Hai că vine noaptea și noi nu ne-am apucat de cină. Unde ai dispărut? Te-am căutat. Alice. Mă minți. Ce spui? Mă minți. Doamne, cât mă minți. Eu? Minți. Cu ce? Mă minți, mă minți, m-ai mințit și mă minți în continuu. Nu. În continuu, nu. Minți. Nu. Minți. Nu. Minți, mama. Alice, calmează-te. Nu mai spune să mă calmez, că nu mai suport să te aud să-mi zici de că mă calmez. De ce ții prin halul ăsta? Mama! Între Petru și Lia e ceva. Nu e nimic între ei. Ba, iese, am fost acum la mătușa asta și ea nu e acolo, păi înțelegi? Păi normal, mai pleacă și Bona i-am de acasă. I-am găsit caietul și am citit ce scrie în el. Ce scrie? Că trăiește o iubire interzisă și că el o ține captiv în iubirea asta, deși ar fi mai bine să nu existe, ca să nu facă rău familiei lui. Ca să nu facă rău familiei lui, este atât de evident că e vorba de Petru. Și pentru asta te-ai supărat tu, pentru asta țipi tu la mine. Alice, asta e doar o bonă care se crede scriitoare. Te rog, nu mai băga atât în seamă. Mama, dacă aflu că propria mea mamă mi-a ascunde adevărul, nu știu de ce sunt în stare să fac. Nu te-aș minți cu așa ceva, Alice. Atunci îmi spui și mie de ce Petru a avut reacția pe care a avut-o când a venit bărbatul ăla la Lia? De ce? Pentru că Petru se crede Superman, pentru că el trebuie să protejeze pe toată lumea, dar de data asta uite că a avut dreptate. Și dar că de data asta vrea să mă protejeze pe mine și mi-ascunde adevărul că el de fapt are ceva cu Lia, spune! Alice, liniștește-te, te implor, uite, tremuri, termină, îți faci rău singură toate astea, să nu mă încapută, te rog, potolește-te, te rog! Acum nu mai zici și nimic? Nu știu, eu nu ați dat treaba asta cu Lia Vornicu. Sună foarte bine. Nu, deci place, cum sună. Tu ești complet inconștient. Petru, dacă devin Lia Vornicu, tot ce am făcut până acum e degeaba. Buletinul se trebuie pentru absolut orice. E foarte riscant. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă ar afla Alice. Te rog, hai să mergem să semnăm hârtiile. Dar nu vreau să renunț la tine. Nu pot să renunț la tine. Petru, fie că vrei, fie că nu vrei, eu tot o să obțin divorțul ăsta. Așa că mai bine o facem amiabil la notar. Auzi, dar ia dă-mă în judecată. Da, dacă sunt nevoit, o să te dau în judecată. Nu cred că ești în stare. Nu mă provoca. Nici tu nu vrei divorț. Pe bune, Petru, tu uiți că spre deosebire de tine, eu chiar am semnat actele alea. Da, dar le-ai semnat că știi că eu nu o să le semnez. Pe bune acum. Da? Nu, deci nu se poate. Nu am să o bățic, Petru, hai să ieșim în oraș! Petru, hai să ne iubim! Petru, uite-te la mine! Petru, iubește-mă! Petru, Petru, Petru! Nu se mai poate! Ce nu se mai poate? Nu mai? Asta, nu chestia poate? Asta, căsătoria asta, nu se mai poate! Gata, că a fost o greșeală! Am greșit că ne-am căsătorit și e vina numai lui maică ta, că aia a organizat totul! Taci! Ce să tac, mă? Taci, Petru, taci! E și vina mea, că și-o am acceptat ca un prost. Recunosc!
Petru, oricât ne-am certat, eu te iubesc pe tine. Cum mă iubești, mă? Tu nu vezi că ne certăm non-stop? N-avem nicio treabă cu unul cu altul. Nu suntem fericiți. Eu nu-s fericit. Zi-mi și mie de ce nu sunt fericit. Am aminte. Nimic. Probleme în dragoste. Spune tot. Nu, nu. Hai, mă, nu-i spui lui sora ta ce ai. Nu vreau să vorbesc despre asta. Bine, cum vrei. Și? Ce mai e pe aici? Nimic. A, ci că domnul Pavel și soția s-au mutat. Cum adică s-au mutat? Adică s-au mutat, nu știu. Alice vrea să facă sală de sport din camera lor. Pentru recuperare. Vin imediat. Stai! Ce? Cred că m-ar ajuta să mă descarc. Super! Zi! Păi mă bagi în seamă? Ce s-a întâmplat? Hai mă, zi odată ce ai! Că sunt îndrăgostit. E foarte bine, asta e super. Ba nu. De ce? Păi sunt îndrăgostit de o fată care mă vede doar ca pe un prieten. Visez, nu? Nu pot să cred că am făcut asta. Ce, îți pare rău acum? Nu. Asta mă și simt așa vinovată. Aș vrea să mă trezesc în fiecare dimineață în brațele tale. Dar în curând o să fie posibil. În curând o să fie Lia Vornic. Da. Da, momentan sunt Lia Călin, bona lui Robi. Și oricum ar fi bine să ne întoarcem separat acasă. Nu, nu vreau să stăm. O oră. Hai. Jumătate de oră. Extra. Vrei tu mereu să ai ultimul cuvânt? Da. Te deranjează? Nu. Bine, pentru că o să am mereu... Mike? Ce faci aici? M-ai speriat. Am crezut că e și Petru. Nu, Petru n-a ajuns încă. Dar v-a zis să vă întâlniți azi? Da, azi trebuia să-mi dea răspuns oficial. Oh, wow. Bine că îmi spune și mie ce întâlnire are. Nu-mi comunică niciodată programul lui și apoi se supără că nu-i citesc gândurile. Din ce îmi zici, sună că e un tip cu care e greu să lucrezi. Sincer, da, e destul de greu, dar e și foarte mișto. Deci nu mă plâng. Nu te plângi. Poți să-ți aduc ceva cât timp aștepți? Nu, mersi. Ești sigur că nu vrei nimic? A, ba da. Tica? Moni. 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 Perfect. Acum... Să ieși și planul, presupun că nu o să te mai deranjeze niciodată. Și atunci de ce mă simt atât de prost? Scuze. Buneața, neața, surioară, ce faci? Cum ai dormit? Prost. Am dormit toată noaptea. Adică, de ce? Nu te simți bine? Vrei să o chem pe asistentă sau ceva? Nu, Andy. Vreau să-mi spui adevărul. Ce adevăr? Între Petru și Lia e ceva? De unde ai mai spus-o și pe asta? Nu mă crezi proasta?
Știu că toți îmi ascundești ceva. Știu că între Petru și Lia e ceva. Măcar tu spune-mi adevărul. Alice, crede-mă. Nu e nimic între ei. Îți faci filme aiurea. Pe bună. Și poate că n-ar trebui să-i pastil așa de capul tău. Poate că ar trebui să le iau pe toate. Ei, încetat. Dă-mi astea. Gata! Tu nu înțelegi că am citit în caietul ei că trăiești o iubire interzisă. Deci asta era pe bune? Da, asta era. Îți faci filme aiurea, ăla nu e un jurnal, surioară, ăla e un roman. Spunea că existența ei o ține captivă și că nu poate trăi iubirea asta din cauza familiei lui. E clar că e vorba de Petru. Ok. Te rog să nu mai spui la nimeni. Da, scria despre mine. De ce râzi? Despre tine. Da, e vorba de mine. Scrie despre mine. Adică tu vrei să-mi zici că tu cu Lia aveți ceva? Exact asta vreau să spun, da. Păi și de ce e asta o iubire interzisă? Da, mă, surioară, pe bune, gândește-te puțin. Lucrează pentru noi. E ciudat. Gândește doar ce ar spune mama, dacă ar afla. Păi n-ar trebui să-ți pese ce zice mama. Fă știu ce simți. Dacă vrei să fii cu ea. Invit-o în oraș. Da, Roșu, mi se pare așa prea devreme. Ei, na. Hai să zic ceva. Invit-o în oraș chiar azi. Hai! Ce, acum? Da, acum, hai! Trebuie să o invit acum. Acum o invit, hai! Bună, Lia. Bună. Poți să-mi zici și mie pe unde ai umblat până la ora asta? Am dormit la mătușa mea. A, da? La mătușa ta? Da. Ce ciudat. Am fost și eu ieri la mătușa ta, dar tu nu erai acolo. Da, pentru că am fost până în București să mă scriu la facultate și am ajuns foarte târziu și n-am mai vrut să-l deranjez pe Robi și am dormit acolo. Ce drăguț! Hai, surioară, gata, las-o în pace. Să știi că nu trebuie să ne mai ascundem. Ne-am spus totul despre noi. Despre noi? Despre noi. Și dacă nu trebuie să ne mai ascundem, mă gândeam să ieșim noi doi undeva. Ce zici? Ce zici? Da. Da. Ieșim. Super. Ia uite că vine și Petru acasă. Dragule, ce bine că ai ajuns și tu acasă. Da, am dormit la circuit, scuze, am avut o problemă la o mașină și stat acolo până te... Dar voi ce faceți? Uite, tocmai ai ratat cea mai nouă veste. Se pare că Lia și Andy formează un nou cuplu. Și se pregătesc să iasă și în oraș. Nu-i așa că e mișto? Da, hai să mergem să ne plimbăm puțin. Îi lăsăm pe ei. Da. Nu-i așa că sunt grozavi împreună? Ia uite. Grozavă. Nu poți să-mi spui și mie ce a fost asta? Alice bănuiește că între tine și Petru e ceva. Poftim. Dar nu e adevărat. De ce crede asta? Pentru că ați lipsit amândoi? Ați notat de acasă? Și pentru că a citit ceva la tine în caiet. Poftim? A umblat în caietul meu? Da. Doamne, Andy, dar sunt lucrurile mele personale, n-are niciun drept să fac da, asta. Da, i-am spus că scrii despre mine. Dar nu trebuia să minți, e un roman, Andy, e ficțiune. Știe ce înseamnă asta? Auzi? E ficțiune? Tu ce faci aici?
Salut! Salut! Păi, cum ce fac aici? N-aveam întâlnire? Sau ai uitat? Da, Shay, scuză-mă. Da. Am niște chestii pe cap. S-au ocupat unii de tine? Da, s-au ocupat. Bun, mă bucur. Așa. Păi știi? Mă țin suspans. Zi, sunt nouă tău pilot? Sau nu sunt? Da. Ai trecut testul cu brio. Vorbești serios? Băi! Bă, băiatule, bă! Nu-mi vine să cred. Adică... Nu-mi vine să cred, da. E un traseu mare. Oficial, Mike este pilotul nostru. Cred că suntem toți de acord că s-a descurcat de minune la probe. Depinde ce teste a trecut. Tăși, mă, din gură, mă, tăși, mă, din gură. Da, șeful, noi suntem de acord că Mike s-a descurcat excepțional. Este un pilot foarte bun. Promit că nu o să vă dezamăgesc. Sunt sigur de asta. Bine ai venit în echipă, Mike. Bine v-am venit în echipă, Big. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. Cause we are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions. Toată lumea! Of the world! Ce faci? Bă, mă! Bă! Ai, mustor! Bă! Vino, mâncă! Vino, mâncoace! Ce faci? Ai luat echipa de baseball? Nu de alta, dar dă-și mie o bută. Aș vrea și eu să încerc. Aha. Am murit de râs. Ai murit? Ți-am zis că data viitoare nu o să mai fiu la fel de generos. Crezi că e prea târziu să accept prima ofertă? Că e târziu. E foarte târziu. Foarte târziu. Răsule, bubiță, știți ce aveți de fapt? Hai, gata, l-am aranjat pe prostul ăla. De acum... Știe pentru cine o să lucreze. Ai vorbit cu Laura în închisoare, da? Da, are băiatul la ură pe Petru Vornicu. Ce face, n-am văzut. Vezi că sunt și eu bun de ceva. Da. Îți jur, Petru Vornicu o să plătească cu vârf și îndesat pentru că te-a băgat acolo. Bine. Bună seara. Bună seara. Cum a fost întâlnirea? Ok. Doar ok? Credeam că Andy este o mare iubire interzisă. Robi unde? Nela îi face baie, cu toate că era responsabilitatea ta. Azi nu ți-ai îndeplinit responsabilitățile de bonă? Păi, scuze, credeam că ești ok să ies cu Andy. Și ieri ai lipsit toată ziua. Tu cu Andy ai fost? Așa mă gândeam și eu. De azi nu mai ești bună lui Robi. Noi avem nevoie de o persoană responsabilă, stabilă. Și este mai mult decât evident că tu nu ești persoana potrivită. Mâine pleci. Nu, te rog! Nu da afară pe Lia! Te rog! Nu faci asta, mama! Eu iubesc pe Lia! Nu fă asta! Te rog! Auzi tu ce urmărești cu Lia? Te-a pus tot Ilia? Stai puțin. Adică... Ce, n-am voie să ies cu Lia dacă vreau?
Te joci cu foc, Andy. Mă ameninți? Eu zic să te potolești, da? Și dacă nu mă potolește? Ne batem? Mă iei la bătaie? Mă dai cu capul de masă? Fix asta o să fac. Auzi, Petru. Tu crezi că eu sunt prost? Tu crezi că nu mi-am dat seama că între tine și Lia e ceva? Se vede de la o poștă că ești îndrăgostit de ea. Și dacă și Alice și-a dat seama, atunci ai nevoie de o bere, crede-mă. Ce faci? Uite, nu mai pot de vină. Ce-i cu bagajul ăsta? Ce-i cu bagajul ăsta? Îmi explici și mie ce se întâmplă? Întreabă pe soția ta. Păi te întreb. M-a dat afară. Cum adică? Da, Petru, Alice m-a dat afară pentru că am lipsit o zi întreagă de la muncă. Alice ți-a spus asta? Da, Petru. Ți-am zis că a fost o greșeală să lipsim amândoi o noapte întreagă. Te rog frumos, lasă-mă să plec. Chiar nu vreau să fac scandal aici. Te rog. Nu pleci nicăieri, da? Petru, te rog, nu mai suport să trăiesc viața asta dublă. Bună dimineața. Lia, ai dat afară pe Lia? Și azi noapte tu la circuit ai dormit? Am dormit în birou. Ce drăguț. Oriunde e mai bine, nu? Decât cu soția ta. De ce ai dat afară? Că așa am avut eu chef, așa am considerat că e bine. Dar de când iei tu decizii fără mine? Scuză-mă, dar nu știam că mai locuiești în casa asta. Nici nu te mai știe omul la față. Zi de ce ai dat afară pe Lia! Te lasă, nu țipi la mine, nu-ți permis să faci așa ceva! Ce înseamnă țipetele astea? Vă aude pe hol! Alice, rău să nu te mai agiți! Îți face rău! El țipă! De ce? A dat-o afară pe Lia. Cum așa? Nu știu, întreabă, ia vezi. Voi credeți că nu mă prind? Au lipsit o noapte întreagă, amândoi. Asta era, mă, ești geloasă. Băi, trezește-te, lasă paranoia, lasă toate astea. Atunci îmi spui și mie de ce noi doi nu ne apropiem? Pentru că ne reacomodăm unul cu altul acum, da. Nici măcar nu te bucur. Ba mă bucur, nu vezi că mă... Ba mă bucur! Văd cum te bucur, tot timpul eu sunt pe ultimul plan. Tot timpul Lia, Robi, toți nebunii ăia de la circuit sunt mai importanți. Ești important. Nu sunt. E copilul meu, Robi, da? E normal și al tău. Dar te rog, răspunde. E de la circuit. Normal. Da? Normal. Răspunde. Da. Poftim? Vin imediat. Vezi? Exact ce ziceam. S-a întâmplat ceva normal, grav, normal, da? Dar nici nu așteptam să fie altceva. Lucrurile nu rămân așa, da? Mai vorbim. Pe ce ai făcut, Surioara? M-a auzit bine? Ai dat-o afară pe Lia? Mai trebuie să mai vină Maria și Marcel și ați fost toți. Da, am dat-o afară pe Lia. Să știi că nu mi se pare ok. Dar poate că nu mă interesează ce ți se pare ție ok sau atunci nu. Poate te interesează că Robi... Auzi, Andy, nu te mai băga! Ba, mă bag! Ți-am spus, singurul motiv pentru care am ținut relația asta secretă a fost ca să nu-i fac probleme Liei la muncă. Lia, Lia, Lia. Toată lumea e preocupată de sărmana Lia. Auzi, poți să ieși cu ea în oraș și dacă nu mai lucrează aici. Asta dacă chiar ai o relație cu ea. Ce vrei să zici? Nu știu, Andy, tu să-mi spui. Crezi că te mint? Cred că toată lumea mă minte. Îți faci prea multe filme în cap, pe bune. Ți-am spus, despre mine scria în caiet. Bine, mă. Chiar și așa, uite, am dat-o afară pentru că nu-și respecta responsabilitățile pentru care era plătit. Deși ai fost ok să ies cu ea. Da. Dar n-am stat cu Robi două zile. Ok. Părerea mea e să vorbești cu ea. O să înțeleagă. Robi chiar suferă după. Auzi, Andy, când o să ai tu copil, atunci să-ți dai cu părerea ce e bine și ce nu e bine, da? Până atunci, ciocul mic și joc de glezne. La revedere! Mi-ai spus și mie ce s-a întâmplat? Băi, îmi pare rău. Și nu începe, că știu că mi-a pierdut cel mai important tren din viața mea, da? Și sper că nu ți-am încurcat treburile pe aici. Deci stai, stai un pic. Zim, cine ți-a făcut asta mai întâi? Nu mi-a făcut, mă, nimeni nimic. Am căzut pe scări și mi-am pus castul ăsta, trebuie să stau 2-3 săptămâni cu el. Mai zi-mi adevărul.
Serios. Nu mi-a făcut nimeni nimic. Vă rog frumos, lăsați-ne un pic singuri. Da, Pedro. Da. Deci, fii atent. Dacă nu spui adevărul, e mai rău. Uite-te la mine. Eu am nevoie să am încredere în tine și dacă nu spui adevărul, nu pot să am încredere în tine. Petru, îmi pare rău. Nu trebuie să-ți pară rău, trebuie doar să-mi spui cine ți-a făcut asta. Clanul Roca. Roca? Da. Am înțeles. Băi, nu mai vina mea, mă, că m-a băgat în cursele astea ilegale. Dă-mă, mă, afară, că nu vreau să-ți fac probleme aici. Dă-mă afară și nu gata. Nu faci tu probleme, aveam de mult probleme cu ei. Le-am băgat șiful la pușcărie mai de mult. Asta nu știam. Și acum vor să se răzbune. Le-și încurc business-ul cu circuitul ăsta de când l-am deschis. Mai e ceva. Ăștia, înainte să vin la voi, m-au abordat și mi-au zis, bă, da, mi-ai zis, David, băi, îți dăm dublu dacă nu mai cu noi. Auzi? Și am refuzat. Uite, vezi, asta trebuia să-mi spui de la început și nu mai ajunge așa. Da. Trei săptămâni. Deranjez? Da. Ce s-a întâmplat? Alice a concediat Opelia. De ce? De ce? Ce întrebare e asta, Gabi? Tu nu gândești deloc cum de ce? Pentru că simte ceva. Și când te gândești cât te-ai străduit tu să scapi de Lia și Alice, toc, pac, într-o secundă a rezolvat. Nu știu. Când și cum o să mai avem noi pace în casa asta? Da. Dar mă întreb și eu. Auzi? Da, Petru. Ce zice? A trebuit să fugă la circuit, dar să vezi diseară când se întoarce. O să iasă un scandal monstru. E mai important ca oricând să-ți ții gura, Gabi. Să nu te prind că-i spui lui Petru că am fost implicat în tâmpenia aia cu Laur. La cât e de impulsiv, e în stare să-i spună tot lui Alice. Și apoi să o ia pe Lia de mânuță să dispară în lume. Ai înțeles, Gabi? Dacă ți-am promis, ți-am promis. Nu o să spun nimic, da? Eu cred că Petru o să se prindă singur. Fii atent, ce interes aș fi putut să am eu să-i dau niște bani lui Marcel ca să o ia nebunul ăla de aici pe Lia? Adică... Poftim? Ce ai zis? E adevărat? I-a dat bani lui Marcel ca să mă trimiteți de aici? E adevărat? Rezolvă. Acum. Lia! Lia! Lia, stai puțin să vorbim. Stai, mă, că sunt nu, pe deci noi două nu mai avem ce să vorbim. Tu și cu Otilia sunteți cele mai josnice persoane din lume. Măi, cum ați putut să-l mituiți pe unchiul meu ca să scăpați de mine? Măi, fetiță, stai puțin că ai înțeles greșit. Stai să vorbim. Nici mie așa de curiozitate. Unde l-ați găsit? Deci, în primul rând, noi nu l-am căutat. El a venit singur la poartă, înțelegi? Cam asta e. Pentru că m-a urmărit. E un dement care m-a urmărit. Tu înțelegi că ai vrut să mă împingi în brațele unui om care a încercat să mă violeze? De unde era să știu? El a spus că e iubitul tău. De unde era să știu eu că minte? Nu e! Gabi, tu nu înțelegi un lucru. Eu îl iubesc pe Petru. Da. Bine. Apropo de asta. Te roagă Otilia mult de tot. Dacă e să nu-i spui lui Petru că a fost și ea implicată, bine? Spune-i să stea liniștită că nu o torn. Oricum eu plec la Constanța și de data asta nu mai e nevoie să mituiți pe nimeni. Pa! Mersi mult! Alo, da? Alice. Cine? Alice, sunt eu, Răzvan. Răzvan? Răzvan. Răzvan! Nu pot să fie Răzvan, doamne!
Doamne, cât timp a trecut de când ne-am mai auzit? Păi nu știu. Ultima oară când ne-am văzut a fost la nunta tașa lui Petru. Doamne, da, Răzvan, nu-mi vine să cred. Doamne, mie nu-mi vine să cred că vorbesc cu tine. Nici mie. Eu n-am crezut că e adevărat când am auzit. Da, deci lumea vorbește despre mine. Da, normal, e un miracol că ți-ai revenit. Cum ești? Cum să fiu, nu știu, eu zic că sunt bineșor. Mai am ceva sincope de memorie, dar o să-mi revin. Sunt sigură că o să-mi revin. O să fiu bine. Dar zi-mi de tine, cum ești tu? Ești la Paris? M-am întors. Auzi, ce-i zice dacă am reface vechea gașcă? Să ne vedem cu toții, că... Mie mi-e dor de tine. Mă rog, de noi toți. Asta e o idee super tare. Foarte tare. Hai, doar că... Doar că Petru e la circuit, mă rog. El are un nou business cu circuitul ăsta, în fine. E pasionat omul de mașini și stă tot timpul numai acolo și nu știu exact dacă o să aibă timp să vină la întâlnire, dar... Ok, nicio problemă. Dar am putea ieși doar noi. A, da? Da, sigur. Dacă te simți în stare. Da. Da, chiar... Chiar mi-ar prinde foarte bine să mă văd doar eu cu tine. Bine atunci. Îți trimit toate detaliile prin SMS și ne vedem diseară. Perfect. Așa facem. Abia aștept să ne vedem. Și eu. Hai. Tu i-ai dat pe jos, tu să-i aduni. Deci dacă se atinge vreunul de mine, toți faceți pușcărie, știți, nu? Asta o să mai vedem. Dar vouă vi se pare corectele la unul? Păi dacă n-ai știut să stai în banca ta, ce să-ți fac? Acum suporți consecințele. Aș zice că 3-2 e ceva mai echitabil, nu? Ia uite-te, Pavel, ce surpriză, dar ce frumos! Reuniune de familie? Taman bine, scăpăm de amândoi frații deodată. Tavin, nu face ceva ce o să regreți. Dar cine a spus că o să regret? Deci... Stai pe loc. Vreau doar să stăm de vorbă. Deci dacă mai faci un singur pas, Petru și-o ia. Nu cred. Lăsați bricegele alea jos. Galfel cineva o pățește. Sau toți. N-ai sânge în tine. Da? Ia încearcă-mă. Ce faci aici? Îl lăsăm să ne împuște. Ce să facem? Lăsați alea jos! Stai la mine, suvenir. Și dacă vă mai atingeți vreodată de familia mea sau de oamenii mei, ajungeți la pușcărie. S-a înțeles? Hai, Pavele, să mergem. Mersi. Mai ai nevoie de ceva? Moni, hai repede cu mine că sunt niște clienți care vor să închirieze spațiu. Unde sunt? Unde-s fii? Afară, în parcare, cobori, faci dreapta, te duci în capă de tot. Cum în parcare? Nu mai chema și tu oamenii să intre? Ba mă, Moni, lasă-mă, mă ocup eu cu de-astea, eu-s mecanic și să știi că le era și rușine. Hai cu mine. Mă întorc imediat. Du-te acolo. Hai. Hai, o dată, ce mă împiși, dragă? Hai, o dată. Maruse. Păi, dar nu-i nevoie să ne formalizăm, să știi. Prietenii zic Mike. Cum ziceam. Maruse. Vreau să zic două vorbe. Păi și ce te țin eu? Ia un loc aici. Nu e necesar că nu durează mult. Fii atent. Să nu-ți bagi joc de Moni. Poartă-te frumos cu ea. Nu știu de ce, dar mi se pare că urmează și un sau. Sau stai de-a face cu mine. Dar ce treabă ai, bre, tu cu ea? Ești taxul. Băi, atâta zic. Să nu o rănești. Că nu merită. Clar. Relația dintre mine și ea nu te privește pe tine. Ba, mă privește, băi! Mă privește, clar? Fii atent cum te porți cu ea, că-ți rupi și celălalt picior. Bre, duhnește-a suică, bre. Bă,